Un anunț publicat recent pe una dintre cele mai mari platforme online de specialitate face furori în rândul internauților. O monedă din anii 80 a stârnit interesul colecționarilor și se cumpără acum cu aproape 5.000 de lei. Cei care o au acasă pot face bani frumoși dacă o scot la vânzare. Când vine vorba despre elemente inedite care să le completeze colecțiile, pasionații sunt dispuși să scoate sume mari de bani din buzunar pentru a intra în posesia lor. În ultimii ani, platformele dedicate anunțurilor de vânzări găzduiesc un număr uriaș de oferte, iar o categorie ce se bucură de mare succes în rândul internauților este cea în care sunt monede și bagnote mai vechi sau mai noi, din România și alte colțuri ale lumii. Un exemplu recent este un anunț postat de un utilizator din București, membru pe platforma online de aproape 10 ani din 2013. Acesta oferă spre vânzare o monedă bătută în anii 80, prețul cerut fiind de 1.000 de euro, adică aproape 5.000 de lei. Anunțul a fost publicat pe 10 iulie 2023, fiind în continuare în căutarea unui colecționar interesat și dispus să scoată din buzunar în jur de 1.000 de euro. Așadar, cei care au călătorit sau au rude care au călătorit în Marea Britanie în acea perioadă își pot verifica pușculițele. Aceste suveniruri le pot aduce sume frumoase în conturi, relatează playtech.ro.